Mulțumim, Marina, pentru informații. Ne uităm și la revolta izbucnită în rândul românilor plecați în vacanță în Egipt după tragedia din Marea Roșie, în care o româncă a fost ucisă de rechin. Întorși în țară, oamenii povestesc cum au fost păcăliți de autoritățile din Egipt. Mai exact, li s-a spus că în apă nu există niciun pericol. Apar informații șocante după tragedia din Egipt, în care două femei, printre care și o româncă, au fost sfâșiate de rechini. Autoritățile egiptene ar fi știut de prezența rechinilor în Marea Roșie și nu ar fi luat nicio măsură. Pe 11 ianuarie anul acesta, un internaut posta imaginile pe care le vedeți și dumneavoastră acum la televizor pe pagina lui de socializare. Este un video în care apare filmat foarte de aproape un rechin. În filmare se mai pot observa stabilopozii, semn că prezența rechinului este destul de aproape de țărm. Omul scrie la descriere: astăzi, Urgada, lângă Sheraton. Reamintesc, filmarea este de la începutul acestui an. Iată acum, 6 luni mai târziu, 2 oameni, dintre care o româncă, au murit în acea zonă sfâșiați de un rechin. Dacă punem lucrurile cap la cap, ajungem cu ușurință la concluzia că se știa de prezența rechinilor în acea zonă, dar nu s-a luat nicio măsură. Românii întorși din vacanța din Egipt fac mărturisiri șocante. Spun că autoritățile au ascuns faptul că în mare sunt rechini. Aceștia le-au spus turiștilor că plajele au fost închise pentru că în apă sunt scurgeri de substanțe periculoase. Nu ne-au dat voie să mai mergem în apă. Au spus că e motorină, ceva, nu știu ce, ulei. Ulei. Și nu ne dă voie. Pe apă nu ne-au dat voie. Imagini, persoana, s-a aflat. Și de româncă ce ați auzit de... Inițial de austriac am auzit, nu de româncă. Noi eram la 50 de metri de plajă și tot ce am auzit, am auzit dimineața. Ci că ar fi mult mai multe victime, dar nu vreau să mai vorbesc. Au vorbit toți în resort și au spus că au fost o fetiță care a spus că este un rechin. Toți au luat-o în râs și au zis că e delfin. Dar practic a fost. Acum când am plecat de la hotel, mi-a mai spus cineva că ar mai fi murit un bărbat. Am înotat în Marea Roșie, am făcut scufundări cu o zi înainte. Scufundări la 30 de metri. Autoritățile nu prea au spus nimic de acolo. S-au aflat de pe rețelele astea. Românca ucisă de rechin era din Suceava și lucra la finanțe publice. Venise singură în vacanță, a intrat în mare pentru a face scufundări, moment în care a fost atacată de rechin. Trupul ei a fost găsit abia la 2 zile după tragedie. Trupul neînsuflețit al româncei va fi adus în țară săptămâna viitoare. Părinții sunt distruși de durere. Au aflat de la televizor că singura lor fică a murit în vacanță.